A fost un act absolut politic prin care s-a distrus unitatea constituțională a statului nostru. Acum, după ce a ieșit în afara cadrului constituțional al Republicii Moldova, Curtea Constituțională substituie toate organele supreme ale puterii de stat. Și ocazia atunci mai trebuie Parlamentul Republicii Moldova și alte instituții. Dacă 4 sau 5 membri ai Constituțională pot hotărâi toate problemele. În acest caz, se deschid larg porțile spre abuzuri ulterioare sau chiar pentru crime împotriva statului și a națiunii noastre. Adică, putem să ne așteptăm ca Curtea Constituțională într-o bună zi să anuleze orice și chiar neutralitatea țării și independența Republicii Moldova. Comisia de la Veneția ar fi cazul să examineze circumstanțele în care a fost adoptată, am văzut că ei n-au consultat pe nimeni, am sublinat în început, circumstanțele în care a fost adoptată această decizie, chiar și după adoptarea ei. Deoarece modul cum s-a procedat, precum și consecințele privind schimbarea totală a sistemului constituțional în țara noastră, prezintă un caz fără precedent în spațiul european. Și cu siguranță acest caz va găsi subiect de dezbatere aprofundat.